Bine ați venit la ședința ordinară din luna iunie. Dau cuvântul domnului președinte. Bună ziua! Da, citirea proiectelor de ordinare. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local în anul 2020. Proiectul numărul 2 este proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCR numărul 3/31/2017 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrative teritoriale, membri ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econeam, zona 3. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Timișești și pentru investiții și serviciul public de interes local. La numărul 4 este proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni. La numărul 5. Prezentarea procesului verbal de alegere a delegatului sătesc în satul Voronești. 6 întrebări și interpelări. Numărul 7 de diverse. Cine este pentru? Da? Cine este pentru ordinea de zi? Mm. Procesul. Cine este pentru procesul verbal de ședință de zi? Pentru asigurarea unei bune calități a înregistrării este necesar ca exprimările să fie clare, iar conversațiile simultane să fie editate. Este interzisă copierea, prelucrarea și sau difuzarea înregistrărilor, imaginilor, fotografiilor sau facturilor de ecran și folosirea lor în alte scopuri decât cele prevăzute prin procedura aprobată. De asemenea, datorită unor probleme inopinate, domnul primar al Comunei Timișești nu poate fi prezent, așa că ședința ordinară de astăzi va fi prezidată de domnul viceprimar, locuitorul de drept în asemenea situație. Supunem la vot pe articole fiecare hotărâre, da? Proiectul numărul 8. Articolul 1. Cine este pentru? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Aviz de reprezentare. Împotrivă? Abține? Unanimitate. Da. 13. Articolul 2. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Pe total. Cine pentru? Abține? Împotrivă? La proiectul numărul 2. Cine este pentru articolul numărul 1? Aveți de reprezentare. Abțineri? Împotrivă? Validitate. Trește. Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Articolul 3. Validitate. Articolul 4. Pe total. Proiectul numărul 3. Articolul 1. Cine e pe care? Aviz favorabil. Aviz de legalitate. Unanimitate. Articolul 2. Unanimitate. Pe total. Pe total. 13. Având în vedere că expiră mandatul președintelui de ședință, solicităm să faceți propuneri pentru perioada următoare, pentru președintele de ședință, pentru perioada de 3 luni. Domnule Micu, să ne propuneți? Da, îl propun din doamna Zadie. Da, alte propunere? Alte propunere. Cine este pentru doamna Zadie? Da, pentru 3 luni, da. Cine este pentru? Toată lumea. Unanimitate.
Mai era un punct acolo cu detalia procesului verbal, domnul Comisia, de la... Nu procesul verbal. Da? Extraordinar, nu am încet, nu deci, data de 21.05.2021, da? Da. A avut loc organizarea alegerilor privind delegatul să trăiesc pentru acest sat, având în vedere că noi nu avem un reprezentant al ales ca și consilier local în acest comunei noastre. Am fost prezenți acolo, domnul primar, domnul viceprimar, eu, și propunerea sătenilor a fost ca domnul Harja Valentin să deplinească funcția de delegat sătesc pentru statul Voronezh. Obligația legală este ca acest proces verbal să fie adus la cunoștință prima ședință ordinară a Consiliului Local, iar în ședința, de începând cu luna iulie 2021, la ședințele Consiliului Local va participa și domnul Hașa Valentin în calitate de delegat sătesc al satului Voronezh pentru a prezenta toate problemele ce țin de Consiliul Local și au legătură cu satul respectiv. Acum, domnul primar, neputând fi prezent, m-a rugat sau m-a însărcinat să vă comunic câteva aspecte privind investițiile care se derulează în comuna noastră și ultimele în discuții pe care dumneavoastră le-a avut cu forțele superioare și anume. La proiectul privind gazul, s-a deschis licitația, până în prezent nu avem depusă nicio contestație, dacă lucrurile merg în acest sens, putem anul acesta să începem lucrări, să găsim fonduri și să demarăm lucrările pentru proiectul cu gazul. Celelalte proiecte de investiții, dispensarul, grădinița, blocul ANL, așa cum se știe, s-au scumpit prețurile la materiale de construcții. Sunt discuții destul de mari pe această temă și se așteaptă o decizie de la Guvernul în acest sens pentru a vedea care este opțiunea lor cu actualizarea acestor prețuri la materiale de construcții și a deviziurilor la obiectivele de investiții. Căminul de la Preutești, autorizația de construire, este la CNI, la Compania Națională de Investiții. S-au trimis toate documentele, așteptăm să înceapă să se organizeze licitația. De asemenea, sunt promisiuni reale, în urma discuțiilor făcute de către domnul primar, pentru asigurarea finanțării, pentru asfaltarea celor 20 km de drumuri în toată comuna și pentru proiectul cu gazul, cum se vor deschide linii de finanțare în acest sens. Sala de sport de la Școala Timișești a fost depusă cererea de finanțare la Compania Națională de Investiții și în momentul ăsta se lucrează la studiu de fezabilitate pentru a putea demara finanțarea. La investiția privind bazinul de nord și complexul sportiv au fost emise toate avizele și așteptăm să intrăm în comisia tehnică. La ședința următoare, domnul primar va prezenta o propunere sub forma unei teme de proiectare privind școala de la Plăiești cu terenul de sport aferent, în vederea realizării unui centru regional privind competițiile sportive de OINA. Dorește să vă aduc spre a vedea propunerea dumnealor. Se dorește transformarea școlii în bază sportivă, unde să fie cazare, masă și cantonament, un teren mic de sport, destinat antrenamentelor și încălzirii sportivilor, și un teren mare de sport pentru competiții, cu tribună, parcări. Acest proiect s-a discutat inclusiv cu președintele Federației Naționale de OINA și cu domnul prim-ministru, existând garanții că sunt șanse mari să depunem și să realizăm un asemenea proiect pe amplasamentul școlii de la Plăiești. Cam asta este ceea ce domnul primar a dorit să se referă la investițiile din comuna noastră și statul lor implementat. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, interpelări și alte... Colegi, deci. Domnul consilier. Da. Colegi, dacă nu intrângem, nu avem nimic. Declarăm o discuție mulțumesc pentru prezență, declarăm ședința închisă. Mulțumesc.